La doar o zi după ce autoritățile au anunțat redeschiderea teatrelor, cinematografelor și sălilor de concerte din capitală, oamenii deja sunt în goana după bilete. Ei spun că au așteptat cu nerăbdare această decizie. La Palatul Național, artiștii au început deja repetițiile pentru a bucura publicul cu noi concerte. Ne bucurăm și salutăm această decizie și acum repede trebuie să procedem la pregătirea sălilor pentru concertele ce urmează a fi organizate. Începând cu luna septembrie, noi preconizăm deja concerte cu spectatori. Să avem sălile măcar la 50% este bine. Lumea deja nu mai are răbdare. Noi și acum suntem gata să ascultăm aceste aplauze, primiri călduroase. Spectatorul drag pe care îl așteptăm cu mare drag în sălile de spectacole. Flămâiți după spectatori sunt și actorii de teatru care abia așteaptă să iasă în scenă. Este binevenită această deschidere. Ieri deja seara a fost o premieră. Actorii sunt în culmea fericirii chiar. Suntem pregătiți și de a primi spectatorilor în măsura posibilităților, în măsura restricțiilor. Noi tare, tare ne-am bucurat data trecută când ne-au dat voie să activăm, să ieșim, să jucăm și eram atât de aprinși cu 3 premiere și noi nici n-am reușit să jucăm premierele alea pentru că am ieșit 2-3 ori la spectatori și iar ne-am dus în pauză. Și directorul unui cinematograf din Chișinău spune că va respecta toate condițiile impuse. Așteptam cu nerăbdare să ne revedem cu spectatorii, să le dăruim emoții de la film pe ecran mare, care nu pot fi găsite în internet sau acasă. 50% este puțin, dar vom respecta această condiție. Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a menționat că măsurile ar putea fi revizuite în funcție de evoluția situației epidemiologice.